Patronul a zis, acum trebuie să tundem două oi. Wow, vezi? Eu pot taie piele din greșeală. Da. Wow, ce profesional. Doamne, eu trebuie să fiu frizer astăzi de oaie. Mi-e frică. Să ia piele. Da, aia zic. Mi-e frică să nu taie oaie pe piele și ca să nu... Cum să spun? E doare. Ua, sper că nu taie nimic, iartă-mă. Nu trage de păr ca să tai piele. Ok, așa. Ca să nu taie piele. Ricky, mi-e frică să nu tai pielea. Nu știu ce a încercat el acolo. A mai adus o oaie, a pus-o și pe Diana. Diana mai pricepută decât Ricky. Trebuie să bagi aici, uite așa. Aici? Așa, ușor. Ăla-i. Așa, ușor. Și tot timpul cu vârful în sus, să nu te duci cu spre ea. Așa. Ține de... păr și taie de desubt. Și eu la fiecare tăietură eram tai pielea. Haide, Ricky, hai. Când nu vreau să taie pe el. E, știu. Ricky, mai bine tunde Diana decât tine. Dacă îmi zicea că fac cât de cât la fel de bine ca un fermier de acolo, eram oh, dar ce surpriză. Dar așa că fac mai bine ca Ricky. Acum am învățat și eu puțin că nu vreau să taie pe asta. Ca de obicei, cel care se sustrage primul este Sony. Șefu! Stai liniștit, că eu fac treabă. Ce treabă ai cu el? O dat pe mine noapte și eu taie tot. Acolo, lasă, fă acolo treabă. Mi-e super, e? Cât ai pratit, domnul Sony? Spaga! Gata. Pot, taie. Nu bine. Sony, cum e nebun, s-a dus la unul din cioban și a zis, n-ai una electrică? Și la un moment dat aud... Bă! Are aparate, nu cred! Da, domnule, pe acolo, lucreze! Vreau să eu... Hai, tu stai acolo! Nu cred așa ceva. Ce v-a zis? O, signorici, hai, du-te! Ce lepede merge asta! Vreau să iau după! Uaaa! Ce taie frumos! Foarte bine a făcut! Doamne, domnul Sonia a făcut super bine! Eram... Zici că era frizat? Da? Da! Așa? Tanta ia tu bucățica. Acum, dacă ai oglinda și te, și te vezi așa, o să vezi că aici în spate ai o gaurică. E serios? Da.